Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Ascultând cântarea aceasta care au cântat-o tinerii, mă gândeam, oare nu vine Domnul Iisus să ne ducă acasă? Vine. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune Maranata, care înseamnă Domnul vine și cel ce aude ce să zică? Vino, Doamne Iisuse. Hai, vino. Și cuvântul lui Dumnezeu și ne arăta frații în seara zilei de astăzi și ne vorbea de genesă, ne vorbea de mai mulți oameni, ne vorbea de creație, ne vorbea de patriarh și stând acolo pe scaun, la un moment dat am zis că Iacov a fost mincinos. Că așa predică unii. Că a mințit de Isaac, de Iacov, spun că și-a furat binecuvântarea. A furat-o, că și-a luat niște piei de capră, s-a îmbrăcat, s-a dus la tatălui. Și-a furat binecuvântarea lui Esau. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, în seara aceasta, am ales textul acesta, ne arată de doi oameni. Două categorii de oameni, farisei și vameși. Și pilda aceasta arată cuvântul lui Dumnezeu, spune că a spus-o Domnul Iisus Hristos pentru unii care se credeau în ei însăși. Și m-am gândit să numesc îndemnul din cuvânt în seara aceasta, stima de sine. Este boala secolului 21. Cea mai mare boală a secolului 21 este stresul. Citeam undeva că sunt peste 300 de oameni, de milioane de oameni care sunt bolnavi de stres. Dar nu știu câți oameni se iubesc pe sine. N-am găsit statistica, dar vreau să vă spun că cei mai mulți se iubesc pe sine. Domnul pe noi să ne păzească în seara zilei de azi. Dacă avem gânduri de acestea, Dumnezeu să ne elibereze. Noi să nu ne încredem noi, ci să ne încredem în Domnul Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. Așa este fariseul acesta, se credea în el. Mergea la templu să se roage și de multe ori poate venim noi și ne rugăm și poate ne uităm așa cu dispreț peste oameni sau poate ne uităm în oglindă uneori și îmi vine în minte o poveste. Oglindă înglinjoară. Cine e mai frumos? În țară, așa-i. Te iubești pe tine, îți vezi chipul tău. Bă, dar mai frumos, ce frumos m-a făcut Dumnezeu. Oare așa să fie? Bucură-te că ești frumos. Bucură-te că ți-a dat Dumnezeu toate mădularele și ești o făptură minunată. Da. Ești lucrarea lui Dumnezeu. Dar Domnul să ne spune cuvântul lui Dumnezeu, noi să nu avem o părere mai înaltă despre noi, de cum este slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Și cuvântul lui Domnului, în 2 Timotei, capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu, să știți că în zile din urmă vor fi cum? Ușoare, fraților. Ușoare. Spunea un popă într-o predică că oamenii fac fitness, fac sală, fac karate, să fie cineva, dar zice, numai pentru suflet nu fac antrenament care este rugăciune, nu le place. Antrenamentul este cam greu, așa e să vii să te rogi Domnului. Sau să și postezi. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem că trăim vremuri grele. Spune Biblia că și oamenii vor fi iubitori de sine, stima de sine. Cine sunt eu? Am școală. Mie spui. Sunt de 30 de ani pe calea Domnului. Sunt în biserică, tata a fost păstor, bunicul a fost păstor, dar pe calea lui Dumnezeu nu este schimb de credință, nu se împarte credință, nu se moștenește unul de la altul. Credincios este cel ce rămâne lângă Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Dacă nu era Avram credincios lui Dumnezeu, îi se socotea credința ca neprihănire? Nu! Dar le-au crezut în Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi. Iubitori de bani, lăudăroși, trufașulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlave, fără dragoste firească. Până acolo cineva predica, un mare predicator, și spunea că-și dragostea aceasta firească este că oamenii și-au schimbat. Și spune, s-au dat bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Fără dragoste și trăim vremurile acestea. Citeam nu de mult că o țară în Europa vrea să dea legea ca să se poată căsători bărbat cu bărbat. Vă dați seama? Fără dragoste firească, nu mai vorbim de dragostea lui Dumnezeu care este turnată în inimile noastre. Cum? Prin Duhul Sfânt.
Doamne, fă-ne să fim plini de dragostea Ta. Fă ca Duhul Tău cel Sfânt în seara Sfântului de astăzi să torne noi dragoste, slăviți să fie numele Domnului. Neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, încâmpați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgădându-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Doamne, ajută-ne! Domnul să ne ajute să ne depărtăm. Așa sunt oamenii care au stimă de sine. Așa sunt oamenii care se iubesc pe sine. Domnul să ne ajute noi să fim oamenii care îl iubim pe Dumnezeu. Fariseul acesta stătea în picioare și a început să se roage în sine. O să spun, da, ce bine mă mai rog eu, așa-i? Sunt frați care au darul acesta de s-a ruga. Și poate spunea cineva odată, chiar fratele Mircea îmi spunea că cineva a venit și l-a lăudat pe cineva și a zis, băi frate, dar bine mi-ai predicat. Și a zis, frate, știi ceva? Domnul să ne ierte pe amândoi. Pe tine că m-ai lăudat și pe mine că mi-a plăcut. Să știți, de multe ori nouă ne place. Dar Domnul să ne păzească, să ne dea putere, să nu fim ca fariseii. Fariseii aceștia erau o grupare politică, religioasă, care au luat ființă înainte de Domnul Iisus Hristos în secolul II. Și această religie, acești oameni, fariseii, era strict cu privire la legea lui Moise. De aceea spunea fariseul, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, hărăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Ce era vameșul? Un funcționar, nu? Care trebuia să vămuiască, trebuia să verifice mărfurile, să ia casă, dar știți că oamenii aceștia ce fac? Să dau la compromis, să dau la păcat. De aceea îi se spunea la Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, a venit unul care au mâncat și a băut cu vameșii, nu? Domnul să ne binecuvinteze că nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Și cine are nevoie de doctor? Cei bolnavi. Cei bolnavi. Oamenii care se iubesc pe sine cred că sunt sănătoși. Dar cel bolnav are nevoie de Dumnezeu. Vameșul acesta nu îndrăznea să-ți ridice ochii în sus, ci să bătea cu pumnul în piept și zicea, ai milă de mine? Păcătosul. Doamne, noi vrem să rămânem credincioși ție. Un om care se iubește pe sine, care are stimă de sine, știți cum îl putem cunoaște? Omul acesta crede că trecutul, experiențele lui, prezentul și viitorul începe cu el și se termină cu el. Dar nu este așa. Tot ce începe, începe cu Dumnezeu și se sfârșește cu Dumnezeu. El a zis, eu sunt Alfa și Omega. Cine s-a iubit pe sine? Cunoașteți din Biblie pe cineva care s-a iubit cel mai mult pe sine? Știți cine este? Lucifer. S-a iubit pe sine Lucifer? S-a iubit. Era și frumos, așa? Era și cântăreț. S-a iubit pe sine și a crezut că poate să fie și el cineva. Mai pe sus de Dumnezeu, ori putut să fie? Nu putut să fie. Despărțiți de Dumnezeu, noi nu putem să facem nimic. Domnul să ne binecuvintează. Amin. Să rămânem credincioșii lui Dumnezeu. Doamne, nu ne lăsa. Nu ne lăsa, Doamne Dumnezeule, să ne iubim pe noi, ci să-L iubim pe... pe Dumnezeu. Și aș dori să mai am un gând, așa telegrafic, să las câteva minute și fratelui Ghiț în seara zilei de astăzi. Este mult de vorbit din textul acesta, dar Domnul să ne ajute noi să fim oamenii care rămân credincioși lui Dumnezeu. La un moment dat și Ilie, omul lui Dumnezeu care a spus, Doamne, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu, aprinde jertfa. Și a aprins-o, dar s-a văzut singur la un moment dat, a fugit, s-a ascuns. Și ce a zis Dumnezeu? Băi, Ilie, ai dreptate, tu ești singur? O zis, mai am. Chiar dacă nu vrei eu să-L slujesc pe Dumnezeu, chiar dacă nu vrei eu să stau la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu are oameni, fraților. Dar dacă Dumnezeu ne-a ales să fim în casa Lui, haide să fim credincioși lui Dumnezeu. Moise a fost în casa lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus spune Biblia, peste casa lui Dumnezeu. Și noi, cui suntem? A lui Iisus Hristos. Dacă a folosit Dumnezeu un om ca Moise, bâlbâit, dacă a folosit Dumnezeu un fricos ca Gedeon, dacă a folosit Dumnezeu un visător ca Iosif, așa e lumea, fraților, iată, vine cine? Visătorul. Dar noi nu suntem visători.
Că avem unul care are putere în cer și pe pământ. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Domnul să se folosească de noi. Amin. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Și un om care rămâne lângă Dumnezeu îl cunoaștem. În Filipeni, capitolul 2, vreau să dau citire. Spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 4 în jos. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul care era unde? În Iisus Hristos. Și auziți. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu s-a iubit pe sine. Dacă se iubea Domnul Iisus pe sine, eram în casa lui Dumnezeu? Eram mântuiți? Ne erau păcatele iertate? Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și interesant, spune Biblia, dacă vrei să fii cel mai mare, bate cu pumnul la bol. Nu? Scoate sabia și taie urechea robului. Nu? Dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să fii slujitorul tuturora. Doamne, binecuvintează-ne să ne vedem așa. Doamne, binecuvintează-ne ca nu un loc din față, nu funcția, nu știu eu, un grad care îl avem, să ne ia mintea. Noi vrem să fim slujitorii lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Dacă Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Noi venim aici în numele lui Iisus. Candidații se vor boteza în numele lui Iisus. Păcatele sunt iertate în numele lui Iisus. Nu este alt nume, fraților. Botezul cu Duhul Sfânt este în numele lui Iisus. Darurile se împart la fel. Pentru că nu este dat al nume sub soare, decât unul singur, Iisus Hristos. Gloria. Pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, acelor din cerul de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Doamne, fă-ne să fim așa. Doamne, fă-ne să avem în noi gândul care era în Domnul Iisus Hristos. Filipeni 2 cu 21 spune, cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Noi din seara aceasta vrem să umblăm după foloasele lui Iisus Hristos. Amin. Așa cum ne îndemna frații, vrem ca Sam Faitul să fie mântuit. Amin. Vreți, fraților? Amin. Vrem ca Sam Faitul să fie mântuit. Vrem ca Domnul să lucreze în lumea aceasta. Domnul să ridice slujitori, nu care să facă să cadă oamenii pe spate sau știu eu, să tremure, să tăvălească pe jos, să râdă până nu se mai pot opri, să creadă că sunt botezați cu Duhul Sfânt. Noi vrem oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și când spune cuvântul lui Dumnezeu că își vă pune mâna peste bolnav, ce să facă bolnavul? Să se vindece! Nu să cadă pe jos, nu să cadă pe spate. Noi vrem să se vindece. Amin. Noi vrem să fim însoțiți de aceste semne care arată cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat este omul care vine cum? În numele Domnului Iisus Hristos. Noi nu vrem să fim oamenii care ne iubim sau ne stimăm sau credem că suntem cineva. Dacă suntem ceva, suntem datorită lui Dumnezeu. Dacă nu avem în seara aceasta cancer și alții au, este că Dumnezeu a avut milă de noi. Dacă am împlinit o vârstă, este că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Alții au murit și mor. Alții sunt chinuiți de boli necurate, care incurabile, care nu se pot vindica. Dar Dumnezeu a avut milă de noi. Și dacă suntem aici, haideți să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos. Să spunem, Doamne, prin Tine suntem ceea ce suntem. Prin Tine avem mișcarea, prin Tine avem viața.
Domnul să ne binecuvinteze, totdeauna să stăm.